Dacă la nivelul solului nu-ți poți da seama care este întinderea domeniului familiei Dragnea, din aer dimensiunile capătă proporții colosale. Dincolo de gardul înalt, domeniul baronului de Teleorman este demn de invidia oricui. Conacul baronului Dragnea se află într-o curte de 6.895 de metri pătrați, mult mai mare decât un teren de fotbal. Interesant este faptul că o pânză verde de camuflaj ascunde de privirile curioase casa baronului. Liviu Dragnea a montat strategic această pânză pentru a feri proprietatea de ochii alegătorilor. Mai are o intrare pe altă stradă. Pe altă stradă? Da. Dar cât de mare e casa? E dintr-o stradă înaltă, pe lat. Și așa, nu știu, 5-6. Are intrare și pe strada asta și pe strada cealaltă. Da. A, și toată distanța dintre strezi. Și toată distanța dintre strezi este a dumnealui și casa are undeva la mijloc. Liviu Dragnea a cumpărat prima parte din acest domeniu în anul 2002. De atunci a tot alipit patru curți vecine, ajungând la dimensiunea de 7.000 de metri pătrați. Ca suprafața să nu mai pară așa mare, în data de 23.03.2011, jupânul i-a donat fiului 2.859 de metri pătrați, clădire plus construcție, astfel că în declarația sa de avere mai apar doar 4.036 de metri pătrați. Ca să evite trecerea în declarația de avere a suprafeței conacului din Alexandria, Dragnea a trecut că este în construcție. Numai că din imagini totul se vede că este construit deja. În curtea casei se regăsește și o piscină executată la comandă. Piscina este înconjurată de o casă de oaspeți în care se pot relaxa vara invitații. Răsfățul oferit de piscină este unul pe măsură, elemente decorative, jacuzzi incorporat, dar și un sistem de iluminat subacvatic. În curtea conacului tronează și un teren de tenis cu nocturnă. Este cunoscut faptul că baronul de Teleorman este un împătimit al sportului alb, lucru demonstrat de altfel și la recenta întâlnire a liderilor rusele de la Murighiol. Este cunoscut faptul că familia Dragnea iubește trufandalele și produsele bio, pasiune dobândită de la socrului Prodana Petrache, renumit legumicultor din localitatea Giuvărăști, drept pentru care soția lui Liviu Dragnea, Bombonica, a comandat un solar și el de dimensiuni impresionante. La poarta principală, pasnicul domeniului beneficiază și el de o casă proprie. Rămâne o întrebare. De unde a avut Dragnea bani să cumpere atâta teren și să își construiască un asemenea conac? Salariul de bugetar, hotelul Bombonicăi, împrumuturile de la socru nu sunt de ajuns pentru a justifica ce este la vedere din averea lui Dragnea. Dumneavoastră vă știți cu el așa? Nu, n-am intrat în conversație. Sau nu prea stă pe aici? Nu stă și nu se coboară la nivelul meu. E baron local. Din imperiul său, pentru Dragnea, e ușor să dea sfaturi. Noi vom avea de partea noastră oamenii. Să le spunem românilor că pot avea o viață mai bună. Să le spunem că pot trăi fără teamă. Să le spunem că în această țară poate fi pusă rânduiala. Tânărul trebuie să știe că guvernarea noastră va urmări cele trei obiective fundamentale pentru fiecare tânăr de oriunde din lume. Un loc de muncă, o casă și o familie.